În cursul zilei de azi, instituția prefectului județul Maramureș a emis o circulară care conține obligativitatea transmiterii online a ședințelor de Consiliu Local. Circulara a ajuns la toate primăriile din județul nostru, susține deputatul USR Plus Brian Cristian, care a avut nenumărate inițiative în privința asigurării transparenței în relația cu cetățenii. Transparența este unul dintre principiile care caracterizează activitatea pe care o fac atât în calitate de deputat, cât și în poziția de președinte a filialei USR Plus Baia Mare. În primele 6 luni de activitate în Parlamentul României, am fost unul dintre cei mai vehemenți susținători ai procesului de transparentizare în administrația publică. Mi se pare un lucru normal și de bun simț ca fiecare cetățean să fie informat despre toate aspectele care țin de instituții publice. În cele din urmă, funcționarea lor este asigurată de taxele și impozitele plătite de cetățeni. În sensul ăsta, m-am bucurat să aflu că ieri, 20 iulie, colegul meu, USR Plus Baia Mare, prefectul Vlad Duruș, a emis o circulară către toate primăriile din Maramureș, prin care le solicită să transmită ședințele de consiliu local și online. Parlamentarul afirmă că prefectul Vlad Emanuel Duruș, colegul său de partid, a dat asigurări că instituția pe care o conduce va monitoriza modul în care se respectă dreptul la informare a cetățenilor în legătură cu utilizarea resurselor locale și bugetare alocate în scopul funcționării administrației. Sunt convins că instituția prefectului va monitoriza cu atenție dacă primăriile respectă circulara și vor permite cetățenilor să asiste la ședințele DCL prin intermediul internetului. De asemenea, îi voi ruga și pe colegii mei USR Plus Maramureș, sau simpli membri să se sesizeze dacă vreuna dintre primăriile din județ nu e de acord cu principiul transparenței pe care îl promovăm. Brian Cristian spune că a susținut în timpul sesiunii parlamentare transparentizarea administrației publice și îl bucură faptul că maramureșenii vor primi mai multe informații despre activitatea primarilor și consilierilor locali prin intermediul ședințelor transmise în mediul online.